Să spun așa, eu n-am concurență. Eu pot spun că eu sunt cel mai bun. Mă numesc Stanislav, am 35 de ani, sunt din satul Florin. Am un job foarte interesant. Avem un nou membru, spunem, a familiei, un ursulică. Activez deja de 12 ani cu surprizele, însuși ca curier, surprize flori. Și un an în urmă, să spunem, în luna mai, am procurat un nou membru, ursul alb gigant. Avem 5 urși, deja 5 avem în familie. Nu, îl vedem foarte rar, mai ales copiii. Se întâmplă că dimineața pleacă la 6 și copiii dorm. Seara vine la 12 și copiii dorm. Dimineața iarăși pleacă la 6, copiii dorm și copiii pot să ne-l vadă câteva zile la rând. Timp de odihnă nu avem, timp împreună nu avem. Compania noastră e formată din două persoane, adică eu și sora. Sora filmează deja și eu eram ca curier. Mergeam la clienți, îi surprindeam. Adică majoritatea clienților, să înțelegeți, sunt de peste hotare erau. Care nu au posibilitatea să vină personal să-i felicite, pentru asta existăm noi. Angelina și împlinește vârsta de 5 anișori. Tăticul vine neașteptat, a venit exact de ziua ei de naștere și nu știe nimeni absolut. Și noi îl mascăm pe tăticul, îl mascăm în acest ursuleț brun. Da, tăticul? Da. Facem o surpriză extraordinară, așa, care să rămâne o amintire pe toată viața. Și încălțăminte. Jumătate de an. Jumătate de an, așa. Și mămica a rămas acolo, da? Da, mămica a rămas cu vina acum. Așa, o clipă, ridicați piciorul un pic. Haideți, întâlnim cu toții surpriza, da, prin aplauze. Haideți, toți să vedem asta. Ursul, la început puține mișcări făcea, da? Evident, adică eu încă îl studiam acest urs, nu știam ce poate el și ce pot eu, da? Până la un final, până în ziua de azi, deja iată e un an și puțin, da? Ursul sare în sus la 1,5 metri, poți spune. Se rotește foarte, foarte repede. Dansează breakdance. Adică, într-o mână, asta este un mic secret, da, este nou de pulg nimănui. Ca să ai clienți fideli, trebuie să-i șochezi, adică să rămână cu gură cascată. Ursul este atât de popular, fiindcă el aduce bună dispoziție, este mare, dansează și este foarte, foarte activ. Dar cum arăta asta la o nuntă, la o cumătrică, când acolo audiența este foarte mare și aici intră ursul sub o muzică așa, tânț-tânț, și aici cu bani, toc-toc-toc. Eu aștept foarte mult acum anunțele să înceapă. Acum recent mi-au ajuns aceste pistoale. Poți până pe 12. Odată în lună, evident, el pleacă la băit, la scaldat, spunem așa. Evident, când nimerește după o ploaie sau chiar în ploaie, se colb. Și el mi spune așa, nici într-un caz, o zic că nu poți să-l pui în mașina de spălat, căci nu se mai umflă. Mi s-a defectat ventilatorul în timpul surprizei. Este ventilatorul care îl umflă permanent ursul, care îl ține în interior, dar el permanent lucrează acest ventilator. S-a deteriorat, adică s-a înferbântat, așa de cald era că s-a înferbântat și s-a deteriorat și în timpul surprizei s-a desumflat ursul. De exemplu, sâmbetele, duminicile sunt 5-6 comenzi. Oricum, îmi trebuie un interval de jumătate de oră. Ca eu să-mi revin, evident, după fiecare lucru trebuie să te odihnești. Cel mai mult, cred că, a fost 10 comenzi. 10 comenzi. Așa de asta a fost anul trecut, începutul, sezonul cumătriilor, nunților și zilele de naștere. Adică începea să ieșeam dimineața. Adică eu la 6:30 deja eram ieșit. Și uite, trebuie să fac pregătiri, fiindcă mai sunt flori, torte, șampanii. Da, o zi frumoasă. Eram la o nuntă. Nu știu de ce mulți au impresia, pentru că în urs nu se află nimeni, dar el cumva se manevrează. Cum stăteam eu și filmam cu telefonul, cineva vine la mine, ia că care chestia, așa se manevrează ursul. Așa a fost să râd și zic, dumneavoastră, vedeți ce fac eu, filmează, nu îl manevrează, și că acum acolo este un om.
Și adică câteodată simți cumva incomod și Stanislav, pentru că el atâta efort depune pentru a dansa, pentru a emana toată energia asta, dar cineva, majoritatea, adică le pare că acolo nu este niciun om. Mai înainte, când făceam livrările cu curier, se livra cu un curier îmbrăcat elegant, în jachetă roșie, în cămașă. Și deci de fiecare dată când plecam, majoritatea prin sate, oamenii credeau că suntem de la șor, am venit cu un cadou, cu o surpriză. Ducându-ne cu o surpriză din partea copiilor, de peste hotare, pentru părinți care de mulți ani nu i-au văzut, ei nu știu de ce, nu bănuiau că cumva e din partea lor, dar cumva din partea lui șor. Cred că șor are undeva un calendar și înseamnă fiecare zi de naștere. Nu este atât de ușor cum cuiva li se pare dintr-o parte. Este la fel foarte greu, trebuie să menții fiecare nuanță la locul său. Deci cum e greu ca orice lucru. Să spun așa, eu n-am concurență. Da, eu pot spune că eu sunt cel mai bun. Pur și simplu, persoanele nu fac diferență. Sunt unele persoane care, da, cu adevărat fac diferența, adică ei analizează toți orice mai întâi, merg cu sunetele, ce preț, ce faceți, ce program, cât durează programul dumneavoastră. Adică pentru mine concurență. Ceea ce fac eu cu acest sort, pentru mine e concurență, nu este. Aer. Cel mai mult apărut anul acesta, să spunem, aproximativ, sunt vreo 8 urși, dar iarăși, eu foarte rar îi văd. Pe rețele și socializare. Adică am analizat evident că concurența se analizează unul pe altul. În spatele la afacerea asta, care aduce mult zâmbet și bucurie oamenilor, sunt și părți, nu că negative, dar părți foarte grele. Dar eu am zis că trecem prin greu, cu răbdare, pentru că eu personal îmi doresc foarte mult să rămân acasă, să rămân în Moldova și ne străduim să facem orice și să trecem poate peste mai multe greutăți, doar că să rămânem acasă aici în țară. Toți prietenii noștri, 99%, au plecat absolut toți cu metri, absolut toți au plecat. Cei care sunt de vârsta noastră, tineri, cu familie, cu copii și fără copii, au plecat absolut toți. Unde-i Badea? Unde-i Dominic? Nu-i?